Visăm la kilometri noi de autostradă și la bani europeni pentru proiecte ambițioase de infrastructură. Doar că anul acesta, în 2022, sunt șoferi mulți care încă mai circulă pe drumuri județene neasfaltate și ciuruite de gropi. O hartă a dezastrului arată că sunt zeci de astfel de exemple. O echipă observatoră a ajuns la Călăraș, unde de 3 ani pe un drum județean se circulă mai rău decât pe un drum de țară. Șoferii nu circulă doar pe șosele naționale și pe autostrăzi, ci și pe drumuri comunale sau județene. O hartă interactivă ne arată starea lor. Multe sunt roșii, adică ar trebui evitate sau ocolite. Unul dintre ele este drumul județean 403 din Călăraș, care leagă localitățile Mănăstirea, Luica, Șoldanu și Radovanu. În mod normal, pe aici ar trebui să se circule și cu 90 de km pe oră. În realitate, din 2019, de când drumul a fost decopertat ca să intre în reabilitare, se circulă cum se poate și tot așa se va merge multă vreme. Constructorul ne-a făcut tot notificări că nu există suficienți bani pe prețurile actuale să poată să-l termine. O să denunțăm contractul, să-l reziliem și să-l actualizăm și să-l scoatem din nou la licitație. Lucrurile în România merg greu. Birocrația ne depășește. De vreo 3 ani, cred. Tot îl repară, îl fărâmă iară. Dar și cum circulați pe aici? Așa, 30-20. Aici se termină porțiunea asfaltată de drum județean și începe șantierul, în același stadiu din 2019. Tot aici au început să se termine și banii firmei de construcții, care în aproape 3 ani nu a reușit să termine decât 10% din lucrări. Păi, dumneavoastră, de cât timp sunteți aici? Păi, sunt nou, de 2 luni. Acum, la ce lucrați? Păi, în piață. Dar atât de rău a fost de a trebuit decopertat cu totul? Da, păi, dacă a pus... Tricat, a fost mai găuri în ea. Mai au niște materiale să-și le pună în operă ca să poată să-și deconteze tot ce au pe stoc. Asta știu eu de la constructor. Când credeți că o să fie gata? La anul și la mulți ani. Potrivit contractului pentru modernizarea celor 35 de kilometri de drum, s-au alocat peste 50 de milioane de lei din fonduri guvernamentale.